Evenimentul religios este organizat de 3 ori pe an în locații diferite. În acest an a venit rândul MedGDA să găzduiască această conferință. Punctul de întâlnire a fost Biserica de Lemn cu Hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Este o întâlnire în care toți preoții se împărtășesc, slujesc cel puțin 10 din fiecare protoierie și dezbatem tema libertatea creștină începută de la edictul de la Milan dat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare în anul 313. Este un moment de mare importanță. Sunt bucuros că am slujit prima dată Sfânta Liturghie în această biserică de lemn. La conferința preoțească semestrială au participat peste 140 de preoți din protoieriile Arhiepiscopiei Tomisului. Se ține de 3 ori pe an. În vara aceasta este... Noi suntem gazdele, iar în toamna acestui an vom merge la Băneasa. În cadrul evenimentului, elevii care au participat pe parcursul anului școlar la Olimpiada de Religie au primit o diplomă pentru rezultatele deosebite obținute la concursul școlar. Am primit această diplomă deoarece am participat la Olimpiada de Religie și am obținut mențiune. Îți place religia? Da. Totodată a avut loc și o sfințire a Sfântului Lăcaș, slujbă la care au participat 10 de credincioși. Ne-am bucurat să fim și noi printre creștinii care au fost prezenți aici cu sufletul și au încercat să dea un plus de bucurie pentru cei care sunt prezenți aici. S-a părut slujba? Foarte frumoasă și ne-am bucurat foarte mult de acest eveniment. Dar ce părere aveți de Lăcaș? A, e extraordinar. Eu stau în partea nordului acolo și... De când s-a făcut acum prima dată a venit, dar am rămas foarte surprins de așa ceva, foarte frumos și foarte bine. Ce a fost aici? S-a ținut pentru conferință, care să sfințească aici la biserică. Cum mi s-a părut? Foarte frumos, ca de obicei. Întâlnirea se vrea a fi un moment de comuniune și de împărtășire a experiențelor acumulate de-a lungul vremii. Următoarea conferință va avea loc în toamna acestui an.